Domnule președinte, s-a votat înființarea comisiei de anchetă privind alegerile din posibilă fraudare a alegerilor din 2009. PSD și ALDE va avea majoritate. Veți fi președintele acestei comisii? Dați-ne o șurtă. Astăzi, de-abia după 45 de minute de dezbatere, s-a aprobat proiectul de hotărâre care va fi trimis în plen și se va vota, sper, miercuri 26 aprilie. Au fost câteva observații din partea unor colegi de la PNL, de la USR, de la PMP, care au spus că ei s-ar opune acestui proiect de hotărâre pentru că ar trebui să fie completat cu mai multe amendamente sau să fie mai clar. Unii colegi au spus că Parlamentul n-ar avea dreptul să investigheze sau să cerceteze aceste aspecte care au apărut deja în mass media. Eu le-am spus și colegii mei că au toată posibilitatea și tot timpul necesar până miercuri 26 aprilie să se gândească la amendamente care să îmbunătățească textul hotărârii. Miercuri va fi votat. Miercuri va fi. Întrebați-vă pe dumnealor, că nu sunt chestiuni de substanță. Parlamentul are tot dreptul să investigheze, să cerceteze, așa cum spune regulamentul și cum spun prevederile constituționale, orice fel de teme. Apărând aceste informații în spațiu public, Parlamentul nu poate să nu ia act de așa ceva și să încerce să aducă la iveală adevărul sau măcar o parte din